Preasfințite Petru Gherghel, episcopul nostru de Iași, Preasfințite Claudiu Pop, episcopul Curiei Diecezane din Blaj, Preasfințite Mihai Frățilă, episcop greco-catolic de București, Preacucernice Părinte Provincial, Preacucernici Părinți, stimați oaspeți, dragi elevi, am început această sesiune de manifestări dedicate martirilor care au suferit în perioada comunistă cu cântecul Hristos a înviat. Îi mulțumim într-adevăr lui Dumnezeu pentru că a avut grijă de noi în ciuda situațiilor prin care țara și mai ales bisericile noastre au trecut în secolul trecut. La începutul acestui simpozion dăm cuvântul Părintelui Provincial Emilian Cătălin. Mă bucur ca în numele fraților minor conventuali să vă spun tuturor pace și bine și după ce în această dimineață am celebrat Sfânta Liturghie în capelă, iată în această după-amiază la inițiativa Academiei Petru Tocănel, intrăm, de fapt, în tematica acestei zile, aruncând o privire asupra istoriei poporului nostru și mai exact asupra Bisericii Greco-Catolice, vorbind despre martirii și mărturisitorii Bisericii Greco-Catolice. Îi salut și eu și în această după-amiază pe oaspeții noștri de seamă, pe Preasfințitul Gherghel, pe Preasfințitul Mihai și pe Preasfințitul Claudiu. Vă mulțumim foarte mult că sunteți astăzi aici la Institutul Teologic și că împreună putem să medităm asupra sacrificiului, a suferinței și a martiriului. Dimineața ne-am bucurat și de prezența domnului primar. Ne bucurăm în această după-amiază și de prezența trimisului înalt preasfințitului Ioachim Băcoanul, Părintele Țuscanu Florin. Vă mulțumim, Părinte, toată ziua sunteți alături de noi. Vă mulțumim și dumneavoastră tuturor care participați astăzi împreună cu noi la acest eveniment. Sfântul Părinte Papa Francisc, anul trecut, vorbind despre martiri, a afirmat următoarele. Astăzi, în lume, poate în fiecare oră sau chiar în fiecare zi moare câte un creștin din motive religioase. Este și o carte în acest sens, se cheamă Cartea Neagră a Creștinismului. Am văzut-o în limba franceză, în limba italiană. Am înțeles că Humanita sau chiar frații de la editură vor traduce cartea și limba română. Și acolo sunt mărturii cum că această afirmație a Sfântului Părinte este adevărată. Știm cu toții că lumina învierii a ajuns la noi doar cu prețul unor suferințe. Câți nu au murit în cercurile romane, Imperiul Otoman a persecutat creștinii, după aceea a fost Mussolini, a fost toată istoria până la secolul trecut, când cu Stalin, cu Ceaușescu și cu ceilalți, creștinii sunt persecutați. Nu vorbim de Orientul Mijlociu astăzi, ci vorbim chiar și de celelalte locuri în Africa, unde pur și simplu săptămâna trecută pe mare, când embarcațiunea se scufunda, au spus ar trebui să mai aruncăm câțiva că o să fie pericol. Și atunci au decis cei care erau creștini. Și pur și simplu au aruncat în Mediterană 30 de creștini, pentru simplu motiv că erau creștini. Sfântul Părinte Papa, în ziua de Paști, la Angelus, dacă vă amintiți, a spus clar, comunității internaționale îi adresez invitația să nu-și întoarcă privirea în altă parte când sunt atâția creștini persecutați. Am vrut să împărtășesc acest gând pentru ca reflecția pe care noi o facem astăzi, aici, momentul acesta de împărtășire,
să ne îmbărbăteze în credința noastră și să ne întărească să-L mărturisim pe Hristos cu prețul oricărei jertfe. Vă mulțumim tuturor pentru această inițiativă, vă felicităm pe cei de la Academie pentru această serie de martiri și mărturisitori ai neamului și sperăm să ne mai întâlnim la astfel de inițiative când putem să ne așezăm și să ne rugăm, să reflectăm asupra trecutului nostru. Hristos a înviat! Mulțumim pentru mesajul pe care Părintele Provincial ne l-a transmis cu această ocazie, iar acum dăm cuvântul Preasfințitului Petru Gergel pentru a ne transmite mesajul său. Pace și bine, pace vouă, dragi frați și surori, am auzit prezentările, suntem deosebit bucuroși să fim aici. Ca să reflectăm asupra unui adevăr ce e fundamental în istoria noastră și în credința noastră. Dacă bobul de grâu căzut în pământ nu moare, nu aduce rod. Dar dacă moare, aduce rod bogat. Iată, avem astăzi în fața noastră bobul de grâu care, așa cum l-a anunțat Iisus, a căzut și în ultimul timp sub brazda poporului nostru. Și n-a căzut degeaba. Acești eroi pe care astăzi îi amintim aici, martiri, mărturisitori, și-au oferit iubirea lor, jertfa lor, viața lor pentru noi. Și este o logică pe care a ales-o Dumnezeu ca un rod al iubirii sale în care El a trebuit să fie jertfit pentru ca noi să avem această garanție a fericirii, a mântuirii. Suntem chemați să nu uităm acest lucru și vă felicit din toată inima pe cei de la Academia Petru Tocanel, dar și Institutul Teologic Francescan, ca și toți ceilalți care s-au asociat pentru a celebra martirii și mărturisitoare neamului românesc, greco-catolici, o permanență în închisorile comuniste. Ei s-au jertfit și au făcut-o cu o iubire particulară, punând mai presus de toate Dumnezeu și iubirea, alegând cu adevărat să moară pentru popor, pentru noi, pentru cei de față. Spuneam la cei care au dorit de la mine un cuvânt, acum la început, pentru televiziune, că acest moment este o datorie, o datorie de onoare, de recunoștință, de mulțumire pentru ceea ce au făcut înaintașii noștri. Iată acești ierarhii ai Bisericii Ortodoxe, dar și a celorlalte biserici, acești eroi al neamului nostru. Aici îl amintim fără doar și poate, deși nu este obiect direct astăzi, pe episcopul nostru, martir, Anton Durcovici, care a stat alături de mulți dintre cei pe care astăzi îi amintim aici. Avem o bucurie să ne întoarcem în istorie pentru a căpăta curaj în ceea ce trebuie să facem noi astăzi. Să știm adevărul, să fie recunoscut, să știm că aceasta a fost iubirea celor ce au primit de la Dumnezeu un mandat pentru poporul nostru. Vă felicit pentru aceasta și vă îndemn, cum și eu mă bucur astăzi să ascult aceste cuvinte ce vor fi prezentate astăzi aici, ca o lumină pentru pașii noștri, pentru viitor. Preoți, episcop preoți, dar și atâția aspiranți la Sfânta Preoție sau la viața consacrată, dar și pentru poporul nostru, o lumină pentru pașii noștri. Felicitări și succes în această misiune pe care v-ați angajat să o purtați astăzi
către toți cei de față și nu numai, către toți cei care vor lua act de acest moment de aici, din Institutul Teologic Francescan. Pace vouă, pace și bine! Preasfințite, vă mulțumim pentru mesajul pe care ni l-ați adresat, pentru susținerea, nu numai pentru această inițiativă, dar în tot timpul celor 25 de ani de când sunteți păstorul acestei dieceze. Sperăm ca să veniți în continuare la noi și dacă nu vă chemăm să treceți, să opriți pe la noi. Vă mulțumim! Ne pare rău că prefericirea sa, cardinalul Lucian Mureșan, din motive de sănătate, nu a putut să fie prezent, deși cred că este mai prezent decât noi înșine, pentru că și-a dorit foarte mult să vină la Roman pentru a ne da mărturia sa de credință, mărturia sa prin faptul că a trecut prin închisorile comuniste. Dar îl avem în mijlocul nostru pe preasfințitul Claudiu Popar, episcopul curiei diecezane de la Blaj, care ne aduce mesajul prefericirii sale și mesajul pe care dorește să ne-l transmită preasfințitul. În primul rând, vă aduc salutul și binecuvântarea prefericitului Părinte Lucian. Vă mărturisesc cu toată sinceritatea că ar fi dorit mult să fie prezent. De când i-am pomenit de întâlnirea noastră de astăzi, mi-a spus că ține foarte mult și face tot posibilul să vină. Sănătatea și alte motive binecuvântate nu țin cont de dorințele oamenilor, așa că sunt aici pentru a vă aduce mesajul său cu ocazia acestui eveniment adresat și preasfințitului Petru Gherghe. Preasfinția voastră, preasfințite Petru Gherghe, preasfințite Mihai, stimați invitați. Și văzând Iisus credința lor. Cu aceste cuvinte zugrăvește evanghelistul Marcu în capitolul 2 constatarea faptului de credință în prietenii slăbănogului din Capernaum și care stârnește în inima Mântuitorului un sentiment de compasiune ce face posibilă vindecarea celui bolnav. În același timp apare evident că până în zilele noastre credința și mai ales credința martirilor fascinează și îmbărbătează mai ales noile generații. De aceea trebuie să vorbim despre credință. Trebuie să o facem cunoscută. Fiindcă așa cum ne învață Sfântul Apostol Pavel, credința vine din ascultare. Motiv pentru care salutăm cu bucurie și binecuvântăm organizarea acestei manifestări spirituale, purtând titlul Greco-catolicii, o permanență în închisorile comuniste, din seria Martiri și mărturisitori ai neamului românesc. O manifestare care înțelege să cinstească credința celor care au scris cu sânge prețul fidelității lor și care onorează mult biserica noastră română unită cu Roma greco-catolică astăzi aici la Roma. Din motive binecuvântate, sunt împreună cu preasfințiile voastre și cu toți ceilalți participanți doar în mod spiritual. Mulțumesc tuturor pentru faptul că prin cuvântările care vor fi expuse astăzi, mucenicii noștri care odihnesc în Pământul Sfânt de la Sighet, de la Gherla și din alte locuri de exterminare pot din nou să glăsuiască. Și pot să glăsuiască cu tărie, așa cum o făcea la 13 octombrie 1948 episcopul martir Ioan Suciu, scriindu-le tinerilor: luptați pentru ce avem mai scump pe acest pământ. Luptați pentru singurul mijloc de mântuire, Biserica lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În acest sens, doresc să transmit expresia celei mai sincere mulțumiri preasfinției sale Petru Gherghe, episcop de Iași, dar și provinciei franciscane Sfântul Iosif din România, Institutului Teologic Romano-Catolic Franciscan din Roman și Academiei Petru Tocănel.
Mă leagă personal o adâncă și îndelungată prietenie și comuniune de rugăciune și de slujire, atât cu preasfinția sa, cât și cu frații franciscani din România. Și totodată este ocazie providențială, prin faptul că preasfinția voastră, preasfințite Petru, sărbătoriți anul acesta o triplă aniversare. 75 de ani de viață dăruită Domnului. 50 de ani de la hirotonirea preoțească, cu ocazia sărbătorii Sfinților Petru și Pavel, pe 29 iunie, și 25 de ani de slujire arhierească, pe care îi veți sărbători pe 1 mai. Găsesc totodată extrem de sugestiv faptul că v-ați ales ca motto pe tema episcopală, tocmai deviza întregii mișcări ecumenice, rugăciunea lui Iisus, ca toți să fie una. Și în acest sens, martiriul celor care și-au dat viața în închisori pentru credință reprezintă un semn profetic, ca lumea să creadă. Jertfa de iubire și de iertare, ochii lor contemplând cerul răstignit printre crucile de gratii, sângele său care se varsă și sângele lor vărsat în potirul jertfei Domnului, unde ei au înțeles că nu trebuie să ne temem de cei care ucid trupurile. Un ecumenism cu adevărat spiritual, în care celulele deveneau catedrale pentru a celebra împreună dumnezeiasca Euharistie, trupul și sângele mielului stropit de sângele martirilor, cu toții întăriți și însuflețiți de puterea celui care a spus non prevalebunt. Așa cum a afirmat Sfântul Ioan Paul al II-lea la București, cu ocazia vizitei sale din mai 1999, noi, creștinii români greco-catolici, nu doar credem în unitate, ci mărturisiți, spunea Sfântul Părinte, de 3 secole, prin sacrificii uneori nemai auzite, credința voastră în unitate. Sau, precum amintește același Sfânt Papa Ioan Paul al II-lea, în scrisoarea apostolică publicată în anul 2000, cu ocazia celui de-al 3-lea centenar de la unirea cu Biserica Romei, citez, în această mulțime multă, îmbrăcată în veșminte albe de martiri și de mărturisitori ai bisericii voastre, care vin din strâmtorarea cea mare și și-au spălat veșmintele lor și le-au făcut albe în sângele mielului și care sunt înaintea tronului lui Dumnezeu, strălucesc nume ilustre de episcopi, precum Vasile Aftenie, Ioan Bălan, Valeriu Traian Frențiu, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Alexandru Rusu și al cardinalului Iuliu Hosu. Ei, precum acei rugători care slujesc ziua și noaptea în templul lui Dumnezeu, împreună cu alți martiri și mărturisitori, mijlocesc pentru poporul lor, bucurându-se din partea acestuia de o adevărată și profundă venerație. Mărturia muceniciei și a mărturisirii de credință în Hristos și în unitatea bisericii sale se înalță precum tămâia jertfei de seară către tronul lui Dumnezeu în numele întregii biserici, din partea căreia se bucură de cinste și de devoțiune. Am încheiat citatul. Păstrăm mereu vie în inimă rodnicia martiriului lor pentru întreaga biserică catolică din România, cerând mijlocirea fericitului episcop martir Anton Durcovici spre mai marea mărire a lui Dumnezeu, cel care își călăuzește biserica în ciuda vremurilor de încercare spre lumina învierii. Motiv pentru care vă rugăm să primiți, preasfinția voastră Petru Gherghel, expresia celor mai sincere gratitudini pentru această inițiativă, asigurându-vă de rugăciunea și de întreaga noastră prețuire. Lucian, cardinal Mureșan, arhiepiscop major al Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică, dat la Blaj, 22 aprilie 2015. Și Preafericitul Părinte Lucian a dorit nu doar să transmită un mesaj Preasfințitului Petru Gherghel, ci și un mic semn, apropo de martiri, o imagine a bunei vestiri. Fiindcă buna vestire este începutul bucuriei noastre. De acolo își trag și martirii bucuria, de acolo ne-o tragem și noi în mai micile încercări ale vieții noastre. De aceea, Preasfinția voastră, vă rog să primiți acest mic dar din partea Preafericitului ca și semn de prietenie și comuniune în Hristos.
Vă mulțumim, preasfințite Claudiu, pentru mesajul pe care ni l-ați adus din partea Preafericitului și vă rugăm să-i transmiteți și din partea noastră mulțumirile pentru că a acceptat să vină în mijlocul nostru, deși nu a putut, dar credem că este într-adevăr în mijlocul nostru și îl asigurăm de rugăciunea noastră. Nu lipsește într-adevăr dimensiunea ecumenică din această seară, pentru că avem în mijlocul nostru și reprezentanții Bisericii Surori Ortodoxe, prin prezența mai multor la aici, prin prezența multor prieteni ai noștri care de acum ne frecventează de mai multă vreme, participă la aceste inițiative în care îi redescoperim și îi comemorăm pe martirii noștri din diferitele biserici prezente în țara noastră. Iată, în această seară este prezent Părintele Cornel Paiu, Părintele Ciuscanu Florin și domnul doctor Nazaretean Emanuel din partea Bisericii Armene. Îi dăm cuvântul Părintelui Ciuscanu pentru a ne transmite mesajul Preasfințitului, Înalt Preasfințitului Ioachim Băcăoană. Preasfinția voastră, Părinte Episcop Petru Gherghel, Preasfințite Părinte Claudiu, Preasfinția voastră, Părinte Mihai, Preacucernici și Preacuvioși Părinți, iubiți frați și surori întru Hristos, vă întâmpin cu salutul Hristos a înviat și îmi exprim totodată bucuria de a reveni aici la Institutul Teologic Romano-Catolic din Roman, aici unde am avut ocazia să particip la diferite activități culturale și spirituale. Dacă ne amintim de acea săptămână de rugăciune pentru unitatea creștină, ne-am regăsit aici de foarte multe ori în ultimii 10 ani, în fiecare an, aș spune, și iată, astăzi revenim cu această temă atât de frumoasă la, să spunem, pentru descoperirea trecutului nostru, dar atât de tristă este cartea martirilor și mărturisitorilor neamului și totuși ar fi nedrept ca peste numele lor să se așeze o nedreaptă uitare. Nicolae Iorga spunea că nu toți morții se dau morții. Părinții, martirii, eroii unui neam nu mor niciodată. Și morții nu mor când îi coborâm în morminte, ci ei mor abia atunci când îi coborâm în uitare. Ceea ce se întâmplă astăzi aici, la Institutul Franciscan, este un act de dreptate, de recunoștință, de cinstire a memoriei înaintașilor și de aceea, în numele înalt preasfințitului Părinte Ioachim Băcăoanu, care din rațiuni binecuvântate nu a putut fi prezent aici, în calendarul nostru creștin-ortodox, mâine este sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, și în eparhia noastră, dar și în țară, știți foarte bine că multe episcopii, chiar mitropolii și foarte multe biserici și mănăstiri au acest ram. Înalt Preasfințitul are un program foarte încărcat în contextul acestei sărbători a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și mi-a încredințat această delegație, această misiune să vin aici și să transmit tuturor celor prezenți, în primul rând organizatorilor, gândurile sale de prețuire și de felicitare. Este un lucru mare ceea ce se petrece aici la Roman. Este a patra noastră întâlnire pe tema martiri și mărturisitori ai temnițelor comuniste, dar nu ne vom opri aici. Vom avea întreg anul la dispoziție pentru a continua acest act, acest demers de restituire a memoriei înaintașilor noștri. Un teolog spunea atât de frumos că cei care nu păstrează în grădina lor sămânța florilor trecutului nu vor putea
semăna în ogorul viitorului. Nu vor avea ce semăna în grădina lor. Și de aceea noi considerăm că jertfa acestor martiri, jertfele martirilor și mărturisitorilor sunt pentru noi temelie pentru a putea așeza și noi cărămida rânduită nouă de providență la edificiul spiritualității înaintașilor noștri. Și iată, Sfântul Apostol Pavel face un îndemn în Epistola către Evrei, în capitolul 13. Spune, aduceți-vă aminte de mai marii voștri, în sensul de înaintașii voștri, cei care v-au grăit vouă cuvântul Evangheliei, priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Este nu doar un îndemn, ci este și o poruncă, aducerea aminte, să ne aducem aminte de înaintași, să ne aducem aminte de faptele mari ale celor care au trudit pentru ridicarea edificiului spiritualității neamului românesc și care au păstrat tezaurul valorilor nealterat, au păstrat candela credinței nestinsă în fața furiei atâtor popoare care ne-au călcat hotarele și iată, recunoștința este într-adevăr una din florile rare și este frumos acest act, acest gest care se face aici la Roman de recunoștință, de prețuire, de cinstire a memoriei înaintașilor. Aș dori la această a patra întâlnire a noastră dedicată martirilor greco-catolici și mărturisitorilor greco-catolici din temnițele comuniste să vă spun că la Roman am avut și noi un episcop venit din rândul preoților greco-catolici. Este vorba de episcopul Teofil Herineanu, care în urma evenimentelor din 1948, sunt convins că se va vorbi astăzi despre acest moment, 1948, când Biserica Greco-Catolică a fost desființată, iată unul din preoții greco-catolici din Ardeal, pe nume Teofil Herineanu, a primit această demnitate și responsabilitate, a fost ales episcop al Romanului. Instalat în luna august 1949 și a fost unul dintre cei mai blânzi și mai buni părinți din această perioadă tristă a comunismului în zona noastră. Un om înzestrat cu multe daruri, dar el s-a remarcat prin evlavia sa. Și am găsit o scrisoare adresată preoților în care acest episcop Teofil le spunea, precum elevilor le cerem să fie silitori, precum ostașilor le cerem să fie viteji, meșterilor să fie pricepuți și artiștilor să fie, deci la înălțimea chemărilor, eu le cer preoților mei să fie evlavioși. Este o virtute cu care trebuie să ne înzestrăm și aici și ea ne va însoți și dincolo de moarte. Am amintit de acest mare episcop Teofil Herineanu, care odihnește în Catedrala Ortodoxă din Cluj, a fost promovat arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului și rămâne în memoria romașcanilor ca un bun și blând părinte. Vedeți, în istorie noi ne intersectăm, ne regăsim la surse, la izvoare și avem atâtea lucruri comune încât nu pot să uit cuvântul pe care l-a rostit Papa Ioan Paul al II-lea când a spus că ceea ce ne unește este mult mai important decât ceea ce ne separă. Vă transmit dumneavoastră celor prezenți din partea înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim un gând de prețuire pentru faptul că sunteți alături de noi la astfel de evenimente și momente de zidire sufletească, de
cunoașterea trecutului bisericii și neamului românesc și devenim și noi astfel mărturisitori într-un nou mileniu în care, așa cum s-a spus, biserica se confruntă cu alte și alte erezii, persecuții și alte suferințe. Dar poporul român, numit atât de frumos de patriarhul Daniel, este un popor purtător de cruce și iubitor de înviere. Și dacă de-a lungul anilor, de-a lungul istoriei noastre, am fost răstigniți poate de mai multe ori de alte popoare care ne-au călcat hotarele, nu ne-am predat, adică nu am renunțat la ceea ce a fost mai prețios, la credința și valorile noastre spirituale și culturale. De aceea îmi exprim încă o dată bucuria, mulțumind organizatorilor, mulțumindu-vă dumneavoastră celor prezenți pentru că ne însoțiți mereu la aceste conferințe. Eu fac parte din Asociația Mitropolit Visarion Puiu și fac parte totodată și din cei care organizează aceste întâlniri dedicate martirilor și mărturisitorilor neamului românesc. Așa încât ne regăsim des în ultima perioadă, în fiecare lună aproape, și așteptăm ca toate aceste comunicări, toate aceste contribuții la descoperirea trecutului nostru să fie publicate într-un volum, un volum omagial dedicat celor pe care îi comemorăm, martiri și mărturisitori ai temnițelor comuniste. Vă mulțumim, Preasfinția voastră, Părinte Episcop Petru Gherghel, pentru ospitalitatea cu care mereu ne-ați primit la multe evenimente din Dioceza de Iași. Am participat în calitate de protopop al Romanului la foarte multe evenimente și țin să vă mulțumesc public pentru această părintească dragoste pe care o arătați față de noi și în calitatea mea de preot slujitor la o parohie romașcană, vă adresez și o invitație publică pe care sunt sigur că nu o veți refuza, de a ne face o vizită la icoana Maicii Domnului de la Trifești, la biserica acolo unde slujesc în prezent, știind că aveți foarte multă evlavie față de Fecioara Maria, care este protectoarea familiei, protectoarea noastră a tuturora. Încă o dată mulțumiri și salutul pascal, Hristos a înviat! Mulțumim, Părintele Profesor Florin Ciuscanu, pentru mesajul adresat și rugăm să adreseze salutul din partea noastră și mulțumirea înalt preasfințitului Ioachim Băcăoanu. Stimați participanți la acest simpozion, în această seară, în prezența și cu participarea iluștrilor noștri ierarhi ai Bisericii Greco-Catolice din România, vom asista nu numai la o rememorare a persecuției la care a fost supusă această biserică glorioasă de către criminalul regim comunist, dar și la o mulțumire adusă Domnului istoriei care în planurile sale necunoscute nouă a permis ca pe pământurile noastre cete nenumărate de episcopi, preoți și laici să urce din nou calvarul suferinței pentru a învia împreună cu Iisus calea, adevărul și viața. Fiii Bisericii Greco-Catolice, din rândurile cărei au făcut parte și unii dintre frații franciscanei provinciei noastre, hrănindu-se din rădăcina amară a crucii lui Hristos, au reușit să mențină credința în inimile credincioșilor ei, în ciuda anihilării totale din partea anticristului comunist, culegând în același timp și roadele înflorite de pe brațele aceleiași cruci, atât în timpurile de restriște, cât mai ales astăzi, când ea și-a reluat locul pe firmamentul religios al țării noastre.
aducându-și contribuția la zidirea morală și spirituală a poporului român, spune Apostolul Neamurilor în scrisoarea către Romani: cine ne va despărți de iubirea lui Hristos? Oare necazul sau strâmtorarea sau persecuția sau foamea sau lipsa de haine sau primejdia sau sabia? După cum este scris, pentru tine suntem dați la moarte toată ziua, suntem socotiți ca niște oi de înjunghiere. Dar în toate acestea, noi suntem mai mult decât învingători prin Cel care ne-a iubit. Iată, pe lângă mulțumirea pe care o aducem Domnului pentru jertfa curată adusă de Biserica Greco-Catolică, speranța noastră rămâne neclintită că moartea, chinurile, persecuțiile nu vor avea niciodată ultimul cuvânt pentru cel care crede. Dăm acum cuvântul Preasfințitului Mihai Frățile, episcop al Eparhiei de București, pentru a ne prezenta conferința dedicată tematicii greco-catolici, o permanență în închisorile comuniste. Vă rog, Hristos a înviat. Preasfinția voastră, Petru, episcop de Iași, Preasfinția voastră, Claudiu, părinte provincial, părinte decan, dragi părinți, reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe și, nu în ultimul rând, dumneavoastră, părinților Institutului Franciscan din Roman, alumnilor, elevilor și prietenilor aici de față, nu mă lungesc în a exprima din parte gratitudinea, în primul rând, pentru această invitație și pentru atenția de a face ca trecutul să fie într-adevăr un prezent de har. Vă mărturisesc că în acei ani pe care i-am petrecut puțin față de cei care au trăit persecuția în întregime, singurele lecturi posibile pentru cei rămași fideli Bisericii Greco-Catolice clandestine, singurele publicații permise erau cele care se mai găseau în bibliotecile particulare, multe din publicațiile călugărilor franciscani din Moldova sau ale diecezei de Iași, Lumina Creștinului, de care am avut parte în familie, unde au fost preoți rămași fideli crezului lor. În anii 70-80 citeam lucruri din anii 20 sau 30 pe care aceste publicații le însumau, dând vești la vremea aceea proaspete din lumea creștină, lumea catolică, erau lucruri care ne întrețineau cu harul lui Dumnezeu și care ne-au permis să fim astăzi ceea ce suntem cu toții. De aceea, cu această recunoștință față de lucrul Domnului care se mărturisește în mod de nebănuit pentru noi, nu? Mulțumesc încă o dată celor care s-au gândit că întregirea acestui trecut de har ne dă șansa să trăim prezentul providenței. Troparul Hristos a înviat, pe care îl cântăm cu toții în acest timp pascal, ne spune un adevăr pe care uităm să-l luăm în considerare, inclusiv în viața noastră, că o moarte a cuiva a distrus de fapt moartea. Și această pierdere pe care Hristos o trăiește în ființa sa umană, nu? E o pierdere, e un faliment. Acest faliment, nu? Distruge pentru totdeauna puterea morții și a întunericului. Și iată că jertfa lui Hristos ne învață acel adevăr al ființei creștine, că putem câștiga doar pierzând. Pierzând în fața acelui spirit lumesc, dar câștigând în prezentul pururi tare al providenței lui Dumnezeu.
Suprimată de către un regim diabolic ateu, care detesta adevărul și libertatea, Biserica Română Unită părea după decembrie 1948, data de sfințenii sale, complet absorbită în Biserica Ortodoxă Majoritară. Tot ce ținea de opera istorică a acestei biserici a fost expropriat atunci din istorie. Această dramă se regăsește până azi într-un încheiere a adevărului a 250 de ani de istorie românească. Astfel, multe personalități și opera lor și-au pierdut, de fapt, cartea de identitate, uitându-se voit, a se spune, că erau greco-catolice, iar eforturile lor se desfășuraseră sub patronatul indelebil al bisericilor. Aportul cultural și civilizator al acestei biserici de rit răsăritean-bizantin, dar în comuniune cu Roma din anul 1700, inspirându-se din Occident, a câștigat românilor ardeleni dreptul la supraviețuire, deschizându-le căile modernității, angajându-se pe două planuri, național și spiritual, construindu-și astfel propria identitate bisericească, Biserica Română Unită a început să folosească treptat beneficiile disciplinare ale Bisericii Apusene, exprimând totodată un țel de emancipare pentru românii ardeleni. A fost o lucrare reușită pentru întreaga cultură română, care se bazează pe alegerile clasvărzătoare ale unor episcopi ca Atanasie Anghel și Inocențiu Micu Klein. După experiența tragică de clandestinitate dintre 1948 și 1989, Biserica Unită a întâlnit refuzul de a fi restabilită în drepturile sale, fiind nevoită să-și reconturize propria misiune. Polemica anilor 90 a fost centrată pe justiție, la dreptul asupra proprietății private, la reclamarea drepturilor esențiale ale persoanei umane, care fuseseră diabolic și sistematic batjocorite. Trecerea timpului și tergiversarea au constituit arme de bază pentru a împiedica nu numai reconcilierea, dar mai ales lustrația și înnoirea unei societăți entuziaste, în 1990, de a-și regăsi libertatea. Perpetuarea nedreptăților și dezamăgirea produsă în sufletele celor care așteptau reparația morală a condus la resentiment care, pe termen lung, ajunge să epuizeze spiritele. Dacă citim însă Evanghelia, ne surprinde faptul de a-L vedea pe Iisus cerându-ne adesea imposibilul față de memoria lucrurilor rele sau de rugăciunea pentru persecutori. Cu atât mai mult cu cât Hristos nu promite o rezolvare a problemei în această lume, sublinind faptul că fericirea celor persecutați își află sensul pe deplin abia dincolo. Biserica greco-catolică exprimă ca prezență și misiune universul întâlnirii dintre apusul și răsăritul creștin, fiind clădită pe această civilizație a frontierelor în Transilvania. A fost un univers benefic care a pus în mișcare energii impresionante, dar biserica, deși a făcut atâta bine, a fost incomodă, arătându-le părților față în față, nu numai calitățile, dar și limitele. De obicei, cineva aflat la mijloc este stâns jenitor, iar în timp poate deveni incomod. Fără prezența lui, frontiera e mult mai clară, deci avantajoasă ambelor lumi. Iar stabilitatea pare ușor de realizat pentru ambele părți care, cunoscându-și bine formele, nu se simt amenințate de treceri dintr-o parte în alta. Un studiu istorico-critic nu are însă de a face cu resentimentele. A învinge urmele violențelor trecute, dar și idealismul subiectiv, înseamnă, de fapt, renunțarea la ideea obsesivă a zonelor de influență în favoarea dreptului intangibil la libertate și conștiință. Ca să avem o bună introspecție a fenomenului istoric, trebuie să ne putem detașa de ele. De aceea istoria se scrie după ani, pe documente, unde mărturia orală se decantează prin confruntare cu ceea ce se păstrează în scris. Expus între apus și răsărit, existența Bisericii Greco-Catolice a constituit astfel o adevărată cruce. Istoria comunității sale rămâne pentru unii piatră de poticnire, fiindcă trecutul tinde să devină notă dominantă și discordantă. Acum 60 de ani, episcopii, preoții sau credincioșii greco-catolici care urmau să intre în închisoare pentru fidelitatea față de biserica lor și față de urmașul Sfântului Petru, au realizat un edificiu spiritual care încă trebuie descoperit.
Acești mărturisitori au păstorit în perioada interbelică o turmă legată de forța creației, de pământul care a forjat țăranul, nu numai cel ardelean, dar și cel moldovean și cel din sudul țării, pentru care aceștia nu au ezitat, ei și predecesorii lor, să lupte cu ardoare în a-i câștiga și drepturile civile, alături de demnitatea de fii ai lui Dumnezeu. Și au avut parte de recunoaștere universală pe vremea Papei Pius al XII-lea, care nu se rușina să le sărute lanțurile, pentru că nu s-a aflat între ei un Iuda care să trădeze. Numai că mai târziu, pe când Biserica Unită era în afara istoriei oficiale, lumea s-a schimbat, iar în 89, dreptul său la viață a fost și a rămas incomod pentru multă lume. Însă, fără nuanțări, nu e posibil să aprofundăm trecutul. Renunțând să pătrundem fibra intimă a unor oameni, al căror crez a fost mai importantă decât viața, frizăm cu ușurință anacronismul și pierdem din vedere ceea ce mai de preț din valoarea mărturiei. Ori Biserica Greco-Catolică continuă și ea să trăiască din trecutul său prestigios. Când vorbim însă despre trecut sau despre martirii, nu putem să-i confundăm nici cu eroii și nici cu alte realități care, repetându-le clișeele, nu, riscă să ne expună frustrării sau spiritului de revanșă, fără să avem curiozitatea să citim istoria lor dintr-o perspectivă interioară. Au fost suflete generoase, care s-au lăsat întotdeauna inspirate de cuvântul viu al lui Dumnezeu. E adevărat că în 1948 Biserica Greco-Catolică a pierdut cu libertatea sa exterioară și universul creștin pe care ea însăși l-a forjat. Și acel simț creștin al omului simplu din universul rural transilvanean a așezat pe existența clasică creștină, a înfrățirii dintre om și creație. Cu toate acestea, Biserica a câștigat în libertate interioară, pierzând numeric în 41 de ani de persecuție violentă. Pentru suflet și dreptatea sfințeniei, ceea ce moștenirea de credință a unei generații de suferitori pentru Hristos ne conferă nouă azi, este bucuria de a sta în picioare pentru și numai pentru Dumnezeu. Chemarea la sfințenie este legată de răspunsul la Harul Domnului și de apartenența celui ce crede la Biserică. Nu aparținem însă Bisericii doar pentru nevoia proprie de har, ci pentru că îi aparținem lui Isus, fiind membri ai comunității vii de credință, indiferent de numărul celor care fac parte din ea. Sfințenia nu e și nu poate fi restrânsă la o chestiune strict personală de perfecțiune. În acest sens, jertfa martirilor ne ajută pentru a situa credința în legătură cu libertatea interioară pe care o conferă, propunând în felul acesta un model de trăire care poate fi adus, spre exemplu, în practica interioară a creștinului din orice timp. Cine este așadar martirul? De ce Biserica are nevoie de mărturia lui vie? Sunt întrebări la fel de actuale ca la începutul creștinismului. Iubiți-vă unii pe alții ca să creadă lumea că eu v-am trimis, ne spune Hristos în Evanghelia după Ioan. Cum s-a schițat modelul trăirii creștinului în anii de prigoană? Care au fost trăsăturile interioare ale celor ce n-au vrut să facă compromisuri cu cei fără de Dumnezeu? Care este mesajul ce transcende timpul acestei trăiri cu și în Hristos? Dar perenitatea modelului care să inspire Biserica? Sunt câteva din întrebările pe care generația celor care au suferit le pune în mod inevitabil urmașilor. Cu toții suntem moștenitori ai acestor generații. Nu putem continua dacă nu credem lucrul acesta în fiecare zi. Jertfa Bisericii Unite trebuie citită în contextul suferinței și al pătimirii lui Hristos. Unor suflete li s-a cerut să-și renege crezul interior sub agresiunea ateilor, deveniți peste noapte teologi de ocazie, și să treacă de la credința cu Petru la o altă credință, vezi Doamne, mai tradițională. Portretele interioare ale celor închiși sau zdrobiți în bătăi și terorizați până la moarte, schițarea a ceea ce se petrecea în sufletele lor, nu sunt evocate cu spirit de revanșă, ci din fidelitatea pentru adevărul Evangheliei și faptul că fără cruce nu există înviere.
Unul din lucrurile cele mai importante pe care îl descoperim în moștenirea jertfei episcopilor greco-catolici, de pildă, este constatarea că demnitatea omului provine din așteptarea împărăției lui Dumnezeu și că fără credință viața nu-și mai are sensul. Astfel, omul trebuie să facă inevitabil pasul înainte pentru a descoperi că noaptea spirituală nu Dumnezeu trebuie să se schimbe, ci creatura, ținută strâns în mâna răstignită a lui Hristos. De aceea, încercările extreme și purificarea în viața celui care crede aduc roadă în convertirea vieții. Mărturisorii greco-catolici au înțeles că nu era o sumă de idei, nu era doar o doctrină credința lor. Aceste suflete puteau să iasă din închisori oricând, dacă acceptau acel simulacru de unire cu Biserica Ortodoxă, regizat exclusiv de comuniști. În octombrie 1948, desprinzându-se de comuniunea cu Petru, n-au făcut-o din considerente de profundă credință în Dumnezeu și din respectul pentru pacea conștiinței lor. În Biblie, Dumnezeu i-a făgăduit din un pământ lui Avram și o moștenire care părea inițial doar asigurarea unei genealogii. Avram a înțeles mult mai târziu că nu pământul făgăduit era ideea centrală a legământului său cu Dumnezeu, ci moștenirea spirituală. O moștenire legată, da, de genealogia de credință a neamului născut din el, care trebuia să transmită, să mărturisească și să aștepte în credință vremea mântuirii. În acest sens, episcopii uniți au putut descoperi la rândul lor timpul vieții bisericii ca istorie a mântuirii și plinirea sa întru Hristos. Așa cum o spune Sfântul Părinte Papa Francisc, cel ce caută a se deslipi de el însuși, împlinește o alegere foarte precisă, preferă timpul în fața spațiului. Iar timpul deschide orizontul veșniciei și care nu cunoaște limite. Asta înseamnă să trăim cu toții primatul căutării împărăției lui Dumnezeu în fața alergării după recunoașteri publice sau lucrurile deșarte ale acestei lumi. Evocând figurile acestor mucenici, am clasat, dacă aș putea spune, câteva trăsături ale mucenicii lor. Și prima ar fi răbdarea ca speranță. Tradiția spirituală a bisericii spune că în lupta cu diavolul, omul are nevoie de răbdare mai mult decât orice altceva. Rezistența martirilor este lucrarea Harului, așa cum amintește și Sfântul Pavel în scrisoarea către romani. Ne lăudăm în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare și răbdarea încercare, iar încercarea speranță. Iar speranța nu rușinează pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Spiritul Sfânt. Credința fiind rezultatul întâlnirii cu Iisus nu e câștigată de puterea noastră fizică sau psihică. Sfântul Pavel spune că taina lucrurilor pe care le trăiești nu se poate arăta în prezent. Eventual în viitor, dar cu certitudine numai în veșnicie. Fiul lui Dumnezeu în grădina măslinilor, ajuns pe pragul încercării, petrece Paștele cu noi, petrecând totodată sfârtecarea între acceptarea jertfei și fuga de ea. Primind voința Tatălui, Iisus continuă însă să rămână ancorat în libertatea care vine din încrederea față de planul ceresc. Prin urmare, umilința interioară se scrie în cazul celui credincios, sub semnul rugăciunii Domnului, dezvăluindu-i calea pentru a trece cu folos vremea încercării. Fiindcă nimic nu se petrece fără știrea Domnului, numai că absurdul durerii sau al suferinței poate mărunți pe oricine. Și lucrul acesta s-a întâmplat. Unii mărunțiți au renunțat la pacea conștiinței lor. Smerenia fără încredere este, prin urmare, o descurajare ascunsă, iar încrederea fără smerenie este prezumția de a putea realiza ceva prin tine însuți. Această răbdare sau rezistența unui persecutat pentru crezul său interior este, în mod evident, taina Harului. De aceea, episcopul clandestin din a doua generație, Iuliu Hirțe, decedat în 1978, după o lungă suferință datorată închisorii, a putut scrie în testamentul său, citez: m-au ținut închis săracii cu duhul
și mintea, crezând că Dumnezeu poate fi închis în nacelă de oțel și gratii. Sărmanii de voi, vă compătimesc și vă iert, dar urmașii nu vă vor uita. Las ca testament haitei de lupi atei, iertarea, iar voi, iubiților mei, binecuvântarea, și să-mi urmați sfaturile, să nu uitați niciodată să fiți buni creștini, să vă iubiți țara și neamul ca pe voi înșivă, să vă educați copiii în dragoste și iubire, să nu uitați că faceți parte din Biserica Greco-Catolică întemeiată pe Petru, pe temelia Romei. Închei citatul. O a doua trăsătură a martiriului, simplitatea ca providență. Viața martirilor, mărturiile din închisoare publicate ulterior, ne-au confirmat că sufletește acești oameni fuseseră consacrați de un lucru pe care noi îl disprețuim sistematic în lumea de libertate, anume simplitatea. Primenirea de credință, episcopii și ceilalți care au suferit se știau deja trimiși precum oile în mijlocul lupilor. Au acceptat că prin experiența terorii, credința lor nu se rezuma nici pe departe la atitudinea intelectualistă cu care, din păcate, mulți dintre noi confundă prietenia cu Dumnezeu. Dacă relația cu Dumnezeu poate fi periclitată de încrederea nezdruncinată în valoarea sinelui, echilibrul dintre caracterul omului și simțirea slăbiciunii firii personale trebuie totuși să rămână miracolul Harului.